Spectacolul a durat 3 zile, timp în care mai mulți concurenți din toată țara s-au luptat pentru a demonstra că sunt cei mai buni. Concurența a fost una acerbă, mulți dintre cei care au urcat pe scenă meritând din plin aplauzele primite de la public, lucru recunoscut și de către membrii juriului. Târgu Jiul va consacra definitiv un cuplu, nu-i spun numele acum ca să nu... un cuplu de tineri artiști, care au câștigat cu un an înainte festivalul Om Bun de la București și cu aceste două festivaluri în palmares trec deja în categoria consacraților, astfel încât probabil peste 2-3-4 ani vor auzi de cel mai bun grup, cuplu de artiști din lumea folcului românesc. Spectatorii au cântat alături de artiștii preferați, show-ul prelungindu-se până după miezul nopții. Lumea aceasta, cu multe zei, să rămâne bucur. It's wonderful. Wonderful atmosphere and people. I'm very happy. Este o ediție deosebită, publicul este extraordinar, observ că din ce în ce mai mult tineret are are o deschidere spre muzica folk, care este un lucru îmbucurător pentru noi, deoarece Festivalul Național Poarta Sărutului este unul dintre cele mai importante din România. Anul acesta, marele premiu oferit de organizatorii Festivalului de Folk și Baladă Poarta Sărutului a fost în valoare de 1500 de lei.